Am revenit în direct la Infomedica, așa cum vă vorbeam în prima parte a emisiunii. Prezentăm oarecum, ne lăudăm că și la noi în oraș există o farmacie. Există mai multe, dar în seara asta îmi place mie Ardealul și pe Ardealul, despre Ardealul vreau să vorbesc. Preparate în laboratoarele Ardealul, preparate după formule clasice învățate după cărțile vechi de farmacologie, zic bine, Corect? așa, Sau tehnologie și farmaceutică, sau mai bine tehnologie zis. farmaceutică, produse care nu au un termen mare de valabilitate, tocmai pentru că acei conservanți care de multe ori sabotează produsele industriale nu există aici. Mie personal îmi plac și de asta mă uit și așa cu drag la ele. Am vorbit în prima parte despre o problemă cu care mulți dintre noi se confruntă cu mătreața. Ne-a explicat doamna doctor Gabriela Vasiliu că este o afecțiune, este o afecțiune cronică, iar doamna farmacist Mihaela Albiș ne-a spus cam cum vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră în cazul în care aveți o astfel de problemă, un produs pe care îl realizează în laboratoarele Ardealul. Și mă gândeam eu să nu ne despărțim așa de păr atât de repede, pentru că mulți se despart din păcate, dar noi nu vrem asta. Deci, că ne place să avem și simțul umorului în emisiune, dar e o problemă serioasă și asta, căderea părului. Și în special pentru doamne, că la domni, na, hai, și domni și sunt preocupați, dar în special doamnele, când nu mai au cum să-și onduleze părul în toate felurile, e o problemă mare. E, căderea părului, doamna doctor, e o afecțiune? E o problemă? Da, este o problemă, da. Unele forme nu sunt cronice, se vindecă, au o rezolvare. Vreau să exclud din start forma de alopecie androgenogenetică, aia moștenită, s-ar zice, care afectează predominant bărbații, dar și femeile. Da? Bărbații pe care îi vedem fără păr, fără podoabă capilară la 40 de ani, știm sigur că au o alopecie androgenogenetică. Deci ne uităm la mama sau la tata, da? Da, când ne alegem soțul, clar. Am înțeles. Aveți, doamnelor. Așa. Deci bărbații cu chelie, cu golfurile așa lărgite, parietale, care îi vedem noi, ca dermatologi, noi suntem mai atenți așa la detalii, da, suferă de alopecie androgenogenetică, iar femeile care la nivelul vertexului, în vârful capului, nu au păr sau e rarefiat, clar, e o afecțiune genetică și nu prea avem ce să facem decât Deci aici lucrurile sunt. transplant, da. Mai există și alte boli inflamatorii la nivelul scalpului care pot să dea o alopecie permanentă, definitivă sau tranzitorie. Asta am putea să vorbim câteva emisiuni la rând. Să vorbim doar de căderea alopecia difuză, care apare predominant în primăvara sau acum, toamna târzie spre iarnă. E cel mai frecvent, dar nu numai. În primul rând, apare când sunt perioade mai stresante pentru organism și resimțim efectul prin căderea părului cam la 3 luni de la un stres puternic. E un stres termic, dar stres emoțional. Păi nu numai termic, și emoțional și nu numai. Deci, după perioadele stresante la 3 luni, de obicei dăm timpul înapoi și găsim, aia este cauza, sau alte cauze carențiale. De regulă, pe anumite anemii, afecțiuni cronice, consumptive, pot fi alte tulburări hormonale, da, existente, sau consumul unor medicamente, da? La fel cum sunt la modă steroizii pentru bărbați, fie musculoși, Da, așa. crește mușchiul ca de părul. Exact, exact. Da, am avut chiar pacienți care le Smocuri. cădea părul, da, și au găsit ei pe internet să le dau tratament ceva antiandrogenic, da, ceva împotriva hormonilor masculine. Adică, nu, să ai păr, dar să te lipsești de alte plăceri ale Alte. vieții, să Exact. zicem, da?
Și în căderea părului, căderea asta difuză, care apare după ce scoatem toate cauzele, da? Cum am spus, anemii, carențe, infecții cronice, alte boli consumptive, putem să intrăm cu un tratament local, cel mai adesea local, care la fel, laboratorul farmaciilor Ardeal ne-a venit și de această dată în ajutor. Trebuie să menționăm că în tratamentul căderii părului, un tratament doar local nu este întotdeauna suficient și De asta trebuie orice. colaborare între medic-farmacist Exact, și iar exact. Și între nu. pacient, Și între da. pacient. Da, și el. Trebuie să Da. fie un trio Liantul, așa, da, da. Să exact. fie ascultător. Și trebuie să fie conștient că pentru a avea rezultate trebuie să aibă o continuitate a tratamentului de măcar 3 luni de zile. Deci Deci, să aibă să răbdare. aibă răbdare. Îmi spuneați de un produs în prima parte a emisiunii că e un rezultat rapid, dar rezultatul rapid e atunci, după care se întâmplă chiar mai Da. rău. Se poate agrava forma de mătreață pe care o are. Așa văd că se poate întâmpla și în cazul motivelor pentru care cade părul. Deci, a venit în sprijinul nostru celor care avem probleme sau așa. Noi, să știți că ne-am gândit foarte mult asupra unei formule vis-a-vis de această loțiune pe care am conceput-o în laborator și tocmai pentru faptul că pacientul dorește să obțină rezultate de azi pe mâine. Nu poți să-l minți și nu poți să-i spui că îi va crește un centimetru de păr pe zi și de la 10 fire pe lună în sus, în plus, pentru că noi știm foarte bine că și pielea are timp să se are nevoie de timp să se regenereze și foliculul pilos din care susține practic firul de păr are nevoie de timp să se formeze, să se reformeze sau să se întărească. Ca farmaciști noi am studiat din alt punct de vedere alopecia. Pentru că ne-am dat seama că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și să nu intrăm pe tărâmul dermatologilor care studiază asidu această problemă cu care se confruntă foarte multă lume. Noi ne-am gândit să studiem alopecia din punctul de vedere al afecțiunilor suplimentare care se pot instala la nivelul scalpului. Noi ne-am gândit că o persoană care suferă de seboree în fază primară, în fază incipientă, deci nu are o dermatită seboreică, are o ușoară grăsime a scalpului normală. Pentru pacienții care poartă căciuli foarte mult timp, foarte multe zile din an, pentru bărbații care poartă tot felul de șapcă, tot felul de berete, pentru doamnele care au o cădere accentuată a firelor de păr în momentul în care se stresează și vin și spun singure, eu nu am părul gras, dar am observat acum că a început să-mi cadă și s-a îngrășat un pic. Și atunci am conceput o formulă care are la bază tinctura de ardei iute. Ce face această tinctură? Practic are efect vasodilatator. Dilată vasele de sânge, îmbunătățește circulația, microcirculația la nivelul scalpului și atunci acea microcirculație stimulează regenerarea foliculului de păr și întărește de foarte multe ori foliculul de păr. Am adăugat cafeină pentru că este la modă și pentru că avem foarte mulți concurenți, ca să spun așa, din punctul de vedere al utilizării acestui utilizării. produs. Am utilizat cafeina din dorința de a oferi o consolidare și o regenerare la nivelul firelor de păr. S-a dovedit clinic că este foarte bună și râdeam cu o colegă, calculam cam câte cafele ar trebui să bem pe zi pentru a obține beneficiile ei la nivelul scalpului, cam 40. Aoleu. Noi ne limităm la maxim 2. Și atunci putem să ne bazăm pe preparate care conțin cafeină. Ce să vă spun? Noi recomandăm produsul nostru propriu în utilizare de scurtă durată. Se poate pulveriza la nivelul scalpului seara, nu necesită clătire.
pare un preț decent pentru buzunarul pacienților și deci are întotdeauna, da, recomandăm... Arată produsele ce am apreciat, că arată ca niște produse industrial... Tipizate. Tipizate, da. Să deci știți că foarte, foarte bine. Industria cosmetică ne oferă și nouă posibilitatea să ne achiziționăm în laborator ambalaje de cea mai bună calitate în care să condiționăm produsele noastre proprii. Este un produs care nu necesită clătire și întotdeauna recomandăm utilizarea lui în combinație cu un șampon dedicat strict împotriva căderii părului, care să conțină obligatoriu ginkgo biloba, cafeină. Aveți și așa ceva? Noi nu producem așa ceva, dar există produse dermatocosmetice care pe care le puteți recomanda. Le putem recomanda cu succes. Bun. Dacă am lămurit și această problemă, mai e o problemă cu care ne confruntăm în special în anotimpul rece, la fel atât doamnele cât și domnii, cu acea piele uscată, în special pe mâini, pe față, pe călcâie, nu mai zic, e în tot timpul anului. Dar și îmi spuneați că se numește într-un fel... Seroza cutonată, da. Așa, deci așa, această uscăciune a pielii care are ca și cauze? În primul rând, când e frig, vrem să ajungem acasă să facem un duș fierbinte sau o baie fierbinte. Greșit, da? Băile fierbinți, dușurile fierbinți usucă pielea, da? Cele scoțiene sunt bune? Da, cred că mai degrabă. Mai degrabă. Apa trebuie să fie așa potrivită, da? Nici foarte rece, nu foarte fierbinte. Da, datorită vântului, datorită alimentației, da, ne se poate usca pielea, datorită lipsei de hidratare, da, pielea nu se hidratează dacă turnăm apă pe ea. Slavă Domnului! E destul de selectivă, da. E foarte selectivă. E mai strață că noi nu are. Da, exact. Nici nu dă voie altor substanțe să iasă, nici să pătrundă foarte, foarte ușor. Și pielea se usucă și în alte afecțiuni, da, în consumul de în afecțiuni cel mai adesea endocrinologice, în unele consumuri de medicamente, da, luăm pastile pentru inimă, pentru colesterol și ni se usucă pielea. Așa. Deci trebuie, când vine pacientul la noi și se plânge, trebuie să avem în vedere și alte cauze de uscare a pielii, nu doar băile fierbinți sau lipsa unei hidratări sau emoliere a pielii cu produse dermatocosmetice. Da, se usucă mai mult vara, iarna. Mâinile, pielea de pe față, pentru că este frig, e rece, e vânt și, da, atunci trebuie să suplimentăm mai mult. De regulă, dacă avem un ten normal, chiar putem să luăm o cremă hidratantă de față, chiar mai grasă decât de obicei. Da, exact, chiar și pe un ten seboreic tentăm cu o cremă puțin mai grasă decât de obicei, da, cu o consistență mai lejeră. Și aici, la fel, laboratoarele Ardeal au venit și de această dată în sprijinul nostru. Deci aici este un produs care mie îmi place tare, tare, tare. Crema de mâini mie îmi place tare. Atunci începem cu ea. Începem cu ea, da? Crema de mâini este așa cum ați încercat și crema de călcâie, cred. Este o cremă cu o bază lavabilă, adică non-grasă. Ceea ce e foarte important, că dacă rămâne așa... În momentul în care am conceput, îmi aduc aminte că domnul farmacist mi-a spus că dânsul are o xeroză a palmelor și conduce la volan, nu vrea să aibă mâinile lipicioase. M-am consultat cu colegele mele farmaciste și imaginați-vă că ne-am dorit să compunem o formulă în așa fel încât să fim demne de lăudat, nu de criticat. Deci dacă și fi mulțumit, clar, toată lumea este, fi mulțumită. Da? Este produsă în colaborare cu rețete pe care le-am studiat din ceea ce se produceau în laborator pe vremuri, ca să spun așa, și totuși am adaptat formula pentru că trebuia să nu fie grasă și trebuia să nu fie lipicioasă. Seamănă cu formula produsă în farmacii de demult,
ca și unguient de protecție. Existau în marile fabrici și combinate unguiente de protecție. Muncitorii le primeau pentru a-și proteja mâinile de solvenții cu care intrau în contact. Am pornit de la acea bază de protecție și ei trebuiau să manevreze utilaje, să pună mâna pe tot felul de unelte și nu aveau de ce să-și dorească să fie lipicioși sau unsuroși. Am perfectat o formulă care conține, la fel ca și notă de parfumare, un parfum dermatologic și este o cremă protectoare. Deci nu, este, nu se dorește a fi o cremă hidratantă, nu rezolvă o problemă de xeroză avansată, deci nu conține uree, dar este o cremă protectoare care păstrează nivelul de umiditate în piele atât cât trebuie, în așa fel încât să o putem refolosi peste 4-5 ore de la aplicare fără a avea un debit în a ne spăla pe mâini foarte mare. Este o cremă lejeră, este o cremă preferată de foarte multe persoane din farmacie, de foarte mulți pacienți și probabil că și costul ei foarte, foarte mic, spun eu, în comparație cu ce se produce acum pe piață, având în vedere că numai cutiuța aceasta de plastic, noi o achiziționăm și plătim aproape 2 lei pe ea. Gândiți-vă, din costul final, aproape 2 lei costă cutia. Deci ingredientele sunt calculate să rezulte la un preț foarte mic. Ne dorim să vindem un produs propriu, nu să facem profit din urma lui. Are 6 luni valabilitate. Are 6 luni valabilitate pentru că ea nu conține conservant și singurul conservant este apa boraxată, un conservant admis de farmacopea română, un conservant care nu este toxic și care nu este agresiv cu tegumentul. Poate fi folosit atât de femei cât și de bărbați, indiferent poate fi folosit sezon, de către oricine. Este o cremă cu o textură lejeră și care protejează cu adevărat de acțiunea factorilor nocivi. Un alt produs foarte bine primit în rândul pacienților este crema de călcâie. Practic am pornit de la o bază lavabilă similară și am adăugat uree. Ureia își face treaba ei așa cum trebuie la nivelul tegumentelor îngroșate și are acțiune keratolitică. Este o cremă care îndepărtează în mod blând și fin acel strat de celule moarte. Un alt parfum, o altă notă de parfumare. Am răsfățat pacientele cu la fiecare cremă cu o altă notă. Și pentru că știu că suntem pe final, aș vrea să nu trecem fără să punem în valoare și crema cu vitamine pe care am lăsat-o la final. Vreau să vă spun că în trecut, pe vremea când erau 2, 3, 4 farmacii maxim în oraș, întotdeauna cineva, o doamnă, avea o relație la farmacie, la o farmacistă, care prepara o cremă cu vitamine, cu ulei de măsline, cu ingrediente într-adevăr aproape naturale, ca să spun așa, pentru că industria cosmetică nu era dezvoltată și nu exista acest avânt al produselor pe care le avem acum în farmacii. Știam de o cremă cu N? Am plecat de la o formulă veche, am plecat de la o formulă veche pe care am pitrocit-o, ca să spun așa, în ghilimele, și am perfectat-o cu foarte mari eforturi, pentru că nu e ușor să obții o cremă grasă care să se absoarbă foarte repede. Se dorește grasă, a fi o cremă nutritivă, nici de cum foarte hidratantă, dar nutritivă. Conține uleiuri care astăzi sunt foarte bine cotate și la mare modă, uleiul de argan, uleiul de migdale, vitamina A și E, care pe vremuri se storceau efectiv pentru că nu existau în depozitele farmaceutice, din capsule, și care acum există cu generozitate în concentrație. Nu, există în farmacie, în laborator, există vitamina A și E așa ca substanță de sine stătătoare pe care o putem îngloba. Coenzima Q10, care la fel este una dintre substanțele anti-aging, de care toată lumea dorește să beneficieze și care practic oprește îmbătrânirea, reduce nivelul radicalilor liberi din piele și oprește îmbătrânirea. Este o cremă la fel cu un preț decent, un preț, spun eu, moderat pentru buzunarele pacienților care ne trec pragul. Aș vrea să subliniez, pentru că nu vreau să omit acest lucru, farmaciile Ardealul și-au popularizat acest produs prin oferirea de mostre gratuite pentru pacienți. Am fost prezenți în farmacii cu mostre gratuite la evenimente care au ținut de sărbătorile pascale, de 8 martie, chiar și acum la Crăciun, cel puțin în câteva dintre farmacii, pacienții au primit și poate la câteva dintre farmacii primesc și acum, la cumpărături, ca să spun așa, consistente, un mic dar pe care noi îl
îl pregătim cu mare drag pentru dânsii și pentru viitorii pacienți care ne trec pragul. Sunt mostre care arată aproximativ identic în cutiuțe de plastic, dar care nu sunt însoțite de ambalajul de carton, pentru că ne dorim să facem totuși cât mai multe mostre și să economisim acolo unde putem. Sunt mostre pe care dorim să le dăm pacienților și din dorința de a ne recunoaște calitățile propriului produs pe care îl facem în farmacie. Și pentru că ați spus că sunt produse preparate în laboratorul nostru cu ingrediente naturale, ele sunt cu ingrediente naturale, dar substanțele de bază sunt substanțe farmaceutice, chimice de sinteză, dar nu manifestă toxicitatea și sunt acelea care trebuie să alcătuiască baza unui produs. Și o altă idee pentru telespectatorii dumneavoastră, noi nu ne dorim să creăm un anticurent vis-a-vis de produsele tipizate sau dermatocosmetice care se găsesc în farmacii. Noi ca farmaciști și medici dermatologi am înțeles că trebuie să oferim pacientului și o altă variantă. Pacientul alege, dar trebuie să fie informat. Noi informăm în această seară. Mult mai ieftină, într-adevăr, care poate nu este cea mai potrivită de cele mai multe ori, dar care există și e bine să știi că mai există și o variantă de rezervă. Bun. Și pielea bebelușilor, care este foarte sensibilă, doamna doctor, cred că are câte ceva de beneficiat de, din produsele pe care le preparați dumneavoastră. Pentru pielea bebelușilor, doamna doctor, probabil că se întâlnește cu foarte multe mămici. Eritemul fesier este o problemă într-o dinamică foarte mare, o problemă de piele, da. Deci nu sunt bune scutecele astea noi. Azi e roșu, mâine e roziu. Și nici șervețelele umede. Nici șervețelele atâta umede. Atâta timp cât avem apă și săpun, apă la robinet și săpun, șervețelele umede nu și-au rost. Da, scutesc probabil din timp și sunt foarte comod de folosit. E gata în 2 minute copilul schimbat, parfumat, dar poate face mai mult rău. Da, de cele mai multe ori face mai mult rău. Și atunci există și momente în care totuși acest eritem se încăpățânează să apară. Există și momente în care mămica nu reușește să schimbe la timp acel scutec și se instalează o ușoară reacție cu scutecul și cu urina. Noi am conceput în laborator o cremă pe bază de oxid de zinc. Este o substanță care se întâlnește în, cred că, toate produsele pentru eritem fesier. Da. Uh-huh. Are rol sicativ de uscare și o substanță care are rol cicatrizant. Este vorba de o substanță care este similară și înrodită cu rășina de propolis. Se numește balsam de Peru. Este practic seva unui copac. Este recunoscută din punct de vedere farmaceutic pentru proprietățile ei cicatrizante. Poate nu este cea mai potrivită alegere pentru un eritem fesier moderat, incipient sau de fază ușoară. Dar există momente în care medicul și mămica epuizează toate variantele și atunci, la fel, mă întorc la varianta de rezervă. Vin în farmacie și spun, oare ce să-i mai dau? Oare cu ce să-i mai dau? Măcar o dată să încerc. Și pentru faptul că am îmbogățit-o cu vitamina A și E, și este o cremă la fel care se îndepărtează foarte ușor pentru că este o bază lavabilă doar la contactul cu apa, nu necesită degresare suplimentară pentru că nu are nicio substanță grasă. Este o cremă lavabilă, deci în momentul în care mămica aplică un strat subțire pe fundulețul bebelușului, la îndepărtare nu este nevoie doar decât de apă călduță. Și atât. Nu trebuie deci să nu folosească niciun fel de săpun. Pentru că ea se îndepărtează de la sine și ingredientele pe care le are sunt ușor de dizolvat în apă. Mai e vreun produs pe care nu l-ați menționat din gama? Mai avem un produs care vă e atât de drag? care a venit ca o nevoie datorită faptului că medicii dermatologi au generat prescripții pentru ciuperca piciorului și pentru tratamentul micozelor, dar rezolvarea era doar la nivel de tegument și papucii respectivi practic erau lăsați deoparte.
se creează un cerc vicios și acea reinfestare există. Este o soluție pe bază de formaldehidă, pe bază de formol. Deci pentru papuci, nu neapărat și pentru... Și pentru talpa piciorului, dar folosită ocazional și cu indicații stricte din partea dermatologului, dar și a farmacistului la eliberarea ei, noi recomandăm tuturor pacienților care vor să-și dezinfecteze papucii. Practic vor să-și... Unde stau ciupercuțele, chiar dacă piciorul este spălat, dezinfectat, ne întoarcem la papucul care nu este acum dezinfectat. Acum n-aș vrea să vă spun că încurajez pacienții să pulverizeze această soluție în papuci pe care au dat o sumă consistentă. Pentru că doamna doctor o să le spună că trebuie să-i arunce, nici măcar nu-i mai pulverizează. Dar... este o soluție care practic reține pe branțul papucului respectiv acest ingredient și prin evaporarea alcoolului, care este de fapt solventul de bază, nu rămâne nicio urmă vizibilă, dar acele bacterii au timp să nu-și mai facă de cap și să moară. Acestea fiind spuse, pentru seara de astăzi ne luăm la revedere. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezente la noi cu aceste informații despre gama de preparate în farmaciile Ardealul, care este la preparate care sunt la un preț accesibil și cu produse naturale care nu au un termen de valabilitate foarte mare, tocmai pentru că nu conțin acei conservanți care sunt nocivi. Vă mulțumesc încă o dată. A fost alături de mine doamna farmacistă Mihaela Albiș, care lucrează îndeaproape la această gamă de produse în laboratoarele Ardealu, și doamna doctor Gabriela Vasiliu, medic dermatolog. Deci cu încredere cereți gama de produse Ardealu. Știu, doamnele farmaciste, de la toate farmaciile din cele 10 ce să vă dea, ceva cu derm. Să ne înțelegem. Mulțumim, doamnelor, pentru invitație. Și vă mai aștept cu mare drag și altă dată. Sunt dumneavoastră celor de acasă, până data viitoare, multă sănătate, la revedere!